Florin Piersic rupe tăcerea. Ce spune actorul despre cauza infecției de la genunchi? Florin Piersic este optimist și încrezător în viitor, ca de fiecare dată. Chiar dacă încă se află în spital, imediat după ce a ieșit de la terapie intensivă, a ținut să le transmită un mesaj fanilor, colegilor și tuturor celor care au fost alături de el în aceste momente dificile. Nu mai încape îndoială faptul că este unul dintre cei mai iubiți actori din țara noastră și are în spate o carieră impresionantă. Ba mai mult decât atât, deși are o vârstă înaintată, respectiv 88 de ani, Florin Piersici vrea să se reîntoarcă pe scena teatrului, în fața spectatorilor. Maestrul a spus că în prezent totul este în regulă și se află într-o perioadă de recuperare. Întotdeauna cu umorul la purtător, chiar și în momentele dificile, Florin Piersic spune că este convins că problemele sale la genunchi sunt din cauza cascadoriilor pe care le făcea în tinerețe. Sunt aici la recuperare. Totul e în regulă. Văd cum o să merg, pentru că și eu aștept să vin la tine să vorbim, să povestim. Sunt într-un fel de recuperare. Pur și simplu am avut o mică infecție la genunchiul stâng din cauza cascadoriilor și nebuniilor pe care le-am făcut și acum mă simt mai bine și aștept revederea cu publicul cât de cât cu toate că la 90 de ani nu prea ne dăm mâna. Dar mie mi-ar da mâna să mă întâlnească, a spus Florin Piersici,